asta? Intervenit cu o autospecială șenilată și un echipaj format din doi pompieri militari, dintre care unul paramedic smul. La fața locului erau blocate în nămeți două tuturisme și două utilaje de desecuzire, în care se aflau în total 10 persoane, dintre care 9 adulți și un copil. Primii salvați au fost o femeie în vârstă de 37 de ani și băiețelul său, care avea doar 2 anișori. Aceștia au fost transportați chiar până la domiciliul în localitatea Stamate. Intervenția a fost extrem de grea, colegii mei fiind expuși mai bine de 2 ore la condiții groaznice de viscol și gel. Cu toate acestea, rând pe rând, toate persoanele aflate în blocajul zăpezilor au fost salvate și duse la